Un dezastru ecologic fără precedent în istorie închide plajele Israelului. Aproape 1000 de tone de gudron au fost aduse de valuri pe o suprafață de peste 160 de kilometri. Pe lângă gradul ridicat de poluare, o balenă moartă a fost găsită pe plajă. Mamiferul are 17 metri lungime, iar la probele prelevate de experți arată că a fost intoxicată cu gudron. Prim-ministrul Israelului a interzis accesul pe plaje și caută acum soluții pentru a evita repetarea dezastrului. דיברתי עכשיו עם שר האנרגיה המצרי שבא אלינו והצענו שכל האוניות האלה שאתם רואים שם יופעלו על גז טבעי במקום הדלק שמזהם כפי שקורה כאן ואני חושב שאם יהיה איגוד של כמה מדינות אנחנו יכולים להביא את זה תוך כמה שנים שינוי עצום. Autoritatea pentru Natură și Parcuri din Israel a declarat că acesta este unul dintre cele mai grave dezastre ecologice din istoria țării. Ministerul pentru Protecția Mediului și activiștii spun că eliminarea poluării cu gudron va costa câteva milioane de dolari.